Bună ziua, dragilor! Sunt Dr. Petrache și astăzi vorbim despre struguri. Nu uitați de consultațiile din clinica virtuală, dar și de planul nutrițional personalizat realizat chiar de mine. Trimiteți solicitările la adresa de mail afișată pe ecran. Este toamnă și strugurii sunt peste tot. E sezonul lor. Tocmai de aceea, această întrebare este adesea abordată în cabinet. Astăzi vorbesc despre struguri. Iar la finalul discuției noastre voi aborda și stafidele, așa că urmăriți-mă până la final. Despre struguri am vorbit. Ei conțin antioxidanți, minerale și nu numai, dar și aici este un mare dar. Strugurii fac parte din categoria fructelor dulci, fructe citate ca interzise în lista oferită la primul consult la medicul diabetolog. Ce le spun eu pacienților mei? Cantitatea, momentul zilei și asocierea altor alimente contează enorm. Spre exemplu, toți diabeticii, hai să nu spun toți diabeticii, însă marea majoritate a diabeticilor simt din când în când nevoia de dulce. E, aici este momentul. Decât să mâncați ceva cu zahăr, mai bine mâncați câteva boabe de strugure. Un fel de răul cel mai puțin rău. Așa cum am spus înainte, cantitatea contează. Nu mâncați un ciorchine, maxim 20 de boabe mici sau 10 boabe mari de strugure sunt suficiente pentru voi. Moderația este cheia succesului. Momentul zilei este la fel de important. Nu mâncați struguri după ora prânzului, iar această regulă este valabilă pentru toate fructele. Asociați puțină brânză și veți observa că glicemia nu crește la fel de repede. De ce? Pentru că brânza încetinește absorpția carbohidraților din struguri. V-am promis ceva despre stafide, așa-i? Ei bine, aici vine surpriza cea mai mare. Știm că stafidele provin dintr-un anumit tip de strugure ce este foarte dulce și nu are semințe. Ceea ce, prin analogie, ar însemna că sunt interzise în diabet. Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa. Un studiu recent a demonstrat că, dacă înlocuiți gustările nesănătoase cu stafide, sunteți în câștig și nu aveți creșteri glicemice importante. Asta nu înseamnă că puteți mânca o cantitate mare de stafide, însă un pachetel de 100 de grame de stafide combinate cu nuci crude, de orice fel, reprezintă o gustare minunată pentru voi diabeticii și nu numai. Cam atât pentru astăzi. Sunt Dr. Petrache și până data viitoare aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.